rămâneți așa, vom cânta două cântări, după care ne vom pregăti pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și înainte de el am să vă spun personal că Dumnezeu pregătește acest cuvânt de 3 săptămâni. M-am întrebat toată săptămâna de ce se cheamă Născut pentru Veșnicie. Săptămâna viitoare vom avea din nou o bucurie în casa lui Dumnezeu, vom avea o binecuvântare de copil. Sami și Alina îl vor aduce pe Iosia la binecuvântare. De aceea anunțați-vă prietenii, anunțați-vă colegii. Vom avea din nou bucurie în casa lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați în continuare. Hai să cântăm din toată inima următoarele cântări lui Dumnezeu și să ne pregătim cu adevărat pentru Cuvântul lui. Amin. Amin. Love.